Câtă lume va participa mâine la lansarea candidaților? Iertați-mă. Deci mâine, la ora 20 de la sala polivalentă avem lansarea candidaților. Este o opțiune deschisă. Presa este invitată. Vă rog să participați de la un capăt la altul. Să vă bucurați împreună cu noi de acest moment politic și electoral. N-avem secrete, avem transparență totală, Cristi. Ești binevenit, veți avea locuri speciale amenajate pentru a avea o imagine cât mai exactă a tot ce se întâmplă acolo. V-aș ruga să nu lipsiți și ne face mare plăcere ca toți cei prezenți aici și cei care încă sunt pe la Dumitița sau pe alte părți să fie prezenți mâine la sala polivalentă la această acțiune de lansare a candidaților. Câte persoane? Pe câte persoane mizăm? Noi contăm mâine pe o sală arhiplină de cel puțin 1200-1500 de participanți, adică atât cât încape în mod natural în sala polivalentă. Aveți invitați din partea conducerii centrale sau, eu știu, din vecini? Nu, deci există o variantă de a fi prezenți, nu avem încă o confirmare, dar dacă nu, ne descurcăm noi cu forțele proprii. Jucați din nou? Nu, de data nu jucăm, deși e lăsatul secolului, suntem pregătiți în alt mod de a începe campania electorală.